Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele și domnul Ghibu mai vrea să facă o completare în ceea dar ce vreau să fac o completare vis-a-vis de domnul cu silit. Pentru cei care au o reticență vis-a-vis de aplicarea produselor. Unul la mână, vreau să fac eu o precizare. Noi am recomandat produs exact așa cum îl recomandă producătorul. Exact. Imediat la formarea fructelor, nu l-a recomandat înainte de coacere. Exact. Dar dacă au oarecare reticență, nu numai dânsul, oricare care are o reticență vis-a-vis de aplicarea produselor fitosanitare mai târziu, poate să folosească produsul Defender L. Este un produs care nu lasă să se dezvolte ciupercile și bacteriile în plante. Deci, notați, Defender L. Și puteți să-l aplicați, deci, un litru, un 20 de litri de apă și se aplică foliar. Este foarte simplu, este un produs bio, nu are nimic cu sănătatea omului. Ioana ne-a, vă întreabă pe adresa de e-mail pe care puteți să folosiți și dumneavoastră pe parcursul săptămânii un erbicid pentru căpșunii plantați în primăvară. Deci pentru căpșuni plantați poate să folosească și să combată doar buruienile cu frunza îngustă. Și acolo eu i-aș recomanda Agilu, Pantera sau Fusilate Forte. Sunt produse care se găsesc în orice fitofarmacie. Și alături de erbicide la toate culturile, la peste 60 de culturi a fost testat biostimulatorul Albit. Dar poate să-l folosească înainte cu o zi sau două de aplicarea erbicidelor respective. Și mai ales că acest produs reduce fitotoxicitatea pesticidelor și în special fitotoxicitatea dată de erbicide. Da, și nu numai. În momentul când atingem cu Albit și, și ierburile, automat ele asimilează mult mai repede erbicidul respectiv. Și efectul este unul mult mai bun și în combaterea buruienilor. Noi punem punct aici ediției de astăzi, timpul acestei emisiuni a expirat. Eu vă aștept mâine seară în cadrul emisiunii Anima Seara. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru informația aduse și în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Iar cu sănătatea plantelor ne întâlnim miercuri la ora 22 în direct la Agro TV. Toate cele bune!